de la Consiliul Județean și la instituția Prefectului. Bun venit fraților noștri din Slatina, din regiunile înfrățite și tuturor care ați ales astăzi să fiți alături de noi, domnule primar. Vă rog să nu ne mai priviți de sus, vă rog să coborâți aici cu căruțașii. Știți cu toții scopul întâlnirii noastre. Pe parcursul proiectului Drumul Unirii, așa cum l-am intitulat, am simțit nevoia să împărtășim cu cât mai multă lume bucuria pe care am trăit-o atunci când am plecat la Valiulea cu căruță. La fel cum știm cu toții că maramureșenii n-au plecat cu căruțele până la Valiulea și am auzit diverse interpretări vis-a-vis de proiectul nostru. Prin proiectul pe care l-am propus, noi am dorit să aducem un mic omagiu, o mică jertfă, dacă vreți, pentru înaintașii noștri și, de asemenea, am dorit să creăm o emoție acum la această sărbătoare și pot să spun fără falsă modestie și cred că sunteți și dumneavoastră de acord că cel puțin partea aceasta emoțională am reușit să o trezim în sufletele și în mintea românilor. Am fost deosebit de emoționați noi, cei care am fost pe căruță, să vedem românii adevărați, românii, oameni simpli care arborau drapelul național la poartă, care ne întâmpinau cu diverse, lucruri, dacă vreți, alimente și acest lucru ne-a făcut să mergem mai departe cu proiectul nostru și să vernisăm astăzi această expoziție pe care am intitulat-o simbolic România din căruță. Sigur, pe lângă cele 64 de fotografii pe care le-am prelucrat în parteneriat cu instituția noastră Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale, avem aici în spate, cred că în premieră, în holul Palatului Administrativ, un ecran tablet pe care rulăm încă vreo 200 și ceva de fotografii într-un slideshow, așa ca să împărtășim cât mai multe din fotografiile pe care le-am selectat pentru acest moment. Înainte de a începe vernisajul și a da cuvântul invitațiilor noștri, aș vrea să mulțumesc într-un mod special, în primul rând, temerarilor, celor care s-au aflat de la Sighetul Marmației până la Alba Iulia pe căruță și, ca să fiu foarte bineînțeles, să știți că nu s-a furat niciun metru de drum. Tot drumul s-a făcut în căruță. Ca să epuizăm și această mică, știu, șicană care ne-am întins alții. Sigur că acest drum nu ar fi fost posibil dacă n-am fi avut alături de noi niște oameni care au înțeles demersul nostru și, în primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Maramureș care au aprobat acest proiect, președintelui Consiliului Județean care l-a susținut, și apoi să mulțumesc tuturor primarilor, tuturor administrațiilor locale pe care le-am parcurs cu această caravană, începând de la Sighetul Marmației, Șișești, Baia Sprie, Baia Mare, Șomputa, ca să mă refer strict la cele din Maramureș, Sărcălășeni, la uitat, să mă refer strict la cele din Maramureș, și apoi pe parcursul drumului am fost înclinați cu foarte multă căldură de celelalte administrații locale care, știți cu toții, se anunțau așa, așa un fel de telefon fără fir și ne întâmpinau cu deschidere și cu dragoste. Dar drumul nu ar fi fost posibil fără peripeții dacă n-am fi avut niște oameni care ne-au sprijinit de la început. Și aici aș dori să-i mulțumesc prefectului de Maramureș, domnul Vasile Moldovan, care a chesat la proiectul nostru și apoi, prin mecanismele pe care le deține, a transmis mai departe tuturor instituțiilor prefectului din celelalte județe pe care le-am parcurs și pe linie de subordonare celorlalte instituții deconcentrate pe care le-am avut ca și parteneri și nu pot să nu amintesc aici inspectoratele județene de poliție din județul Maramureș, Sălaj, Cluj și Alba, serviciile județene de ambulanță din aceleși județe, mulțumim domnului director de la Cluj, care este
aici alături de noi și doamnei Ligia Mitre de la Serviciul de Județean de Ambulanță Marapureș. De asemenea, îi mulțumim și domnului inspector șef Liviu Grozavu de la Inspectoratul Județean de Poliție Marapureș și, evident, Inspectoratul Județean de Jandarmi, care au fost alături de noi pe tot parcursul drumului și și datorită celor care ne-au însoțit, am parcurs acest drum fără peripeții. Poate a fost normal până la urmă, chiar dacă demersul nostru, știm cu toții, într-o Românie europeană, să circul cu căruțele pe drumurile naționale este destul de greu și poate un pic la limita legii. Dar le mulțumesc tuturor că au înțeles demersul nostru și că acest lucru, practic, se întâmplă aproape o dată la 100 de ani. Nu știu, de acum poate o să-l facem din 5 în 5 ani. Mai vedem. Vă mulțumesc așadar tuturor. O să-i dau cuvântul domnului președinte al Consiliului de Seancă, Gabriel Zembea, apoi mai departe invitaților și pe parcurs o să vă mai dezvolt și celelalte surprize pe care am pregătit pentru dumneavoastră. Bună ziua! Dați-mi voie să vă urez și eu bun venit în Palatul Administrativ. În primul rând, trebuie să începem încă o dată prin a mulțumi și prin a felicita, ai felicitat pe toți cei care s-au implicat în acest proiect, pe toți cei care și-au răpit atât de mult din timpul lor liber pentru a reconstitui acest drum al Unirii în căruță. Efortul a fost unul consistent, absolut toți merită felicitați, merită aprecierile noastre. Acest proiect a fost cumva încurunarea Consiliului Județean de Maramureș și a tuturor eforturilor pe care le-am făcut pentru a celebra, așa cum se cuvine, anul centenarului Valii Unirii, a Unirii Transilvaniei cu România și a Unirii Maramureșului cu România. Județul Maramureș, încă începând de anul trecut, am discutat foarte mult despre ce putem să facem, care ar fi acțiunile pentru a celebra, așa cum cred că ar trebui să se întâmple peste tot în România, acest an al centenarului. Și am depus foarte multe proiecte prin cadrul comisiei constituite la nivelul Consiliului Județean Maramureș. Aici vreau să le mulțumesc în mod special domnului vicepreședinte, domnul Dărcuș, domnilor consilierii județeni, Anton Artelian, Țăpârlea, Anton Rochian și reprezentanților primărilor din Sighetul Marmației, din Păsești, din Șișești, reprezentanților episcopiei ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, reprezentanților episcopiei greco-catolice, pentru că împreună au conceput foarte, foarte multe proiecte. Au fost sute de proiecte depuse de către județul Maramureș, Consiliul Județean, instituțiile din subordine, administrațiile locale din județ, la București, la Ministerul Culturii, pentru ca ele să poată să fie aprobate din timp. Județul Maramureș a fost pe primul loc la nivelul finanțărilor pentru aceste acțiuni, pentru celebrarea centenarului, iar lucrul ăsta, sigur că ne face să ne simțim mândri, pentru că cu adevărat, anul centenarului pentru Maramureș, pentru noi toți, pentru maramureșeni, a avut o viză specială. Cu atât mai mult, cât în acest an am aniversat cu toții și 50 de ani de Maramureș, 50 de ani de la reorganizarea administrativă din anul 1968, iar adunându-le pe toate, vorbim despre un an cu adevărat special. Ne bucurăm cu toții că putem să fim gazdele voastre astăzi aici, noi, Consiliul Județean Maramureș, alături de instituția prefectului. Vă mulțumim că sunteți prezenți. Sper să vă bucurați cu toții de aceste imagini speciale. A fost o acțiune unică în România, apreciată și eu am primit telefoane de felicitare din partea colegilor președinți de Consiliul Județene din România, care cumva ne-au invidiat pentru această inițiativă, dar să rămână un exemplu pentru viitor. Cred că asta ar fi cel mai important lucru și în viitor, nu doar Maramureșul, ci și alte județe din Transilvania, ar trebui să gândim astfel de proiecte care să rămână în memoria colectivă noastră a tuturor. Eu vreau să-i felicit încă o dată, să le urez multă sănătate celor care au fost pe căruțe, pentru că au avut de modulat, adevărat, un frig prasnic, dar sentimentul de patriotism a prelevat în fața tuturor acestor vitregii și
sărbători frumoase, luminate, alături de familiile fiecăruia, vă doresc tuturor și un an nou 2019 mai bun și mai fericit. Doamne ajută! Bună ziua, răspund tuturor! A fost multe proiecte depuse în an de centenar de către instituțiile din județul Maramureș. Chiar foarte multe, prea multe, cei de la Ministerul Culturii contactați cu o organizație care m-a făcut dumneavoastră, dar domnule, mai uitiți-vă că le recomandați toate proiectele. Însă și așa de pe tot acestor proiecte a fost Drumul Căruțelor. Un proiect, sincer, la care foarte puțini au crezut. Unul dintre ei a fost secretarul județean domnul Dâncuș și ocazia întâlnirilor și am pregătit traseul. Mulțumim pentru ajutor Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandar. În primul rând, acestor două instituții care s-au implicat de la început până la sfârșit în acest proiect, inclusiv cu relațiile care am avut cu ceilalți de județ, cu capul loc traseul. Și în 22 noiembrie s-a plecat în Sighetul Marmației, mi-am dat seama că acest proiect va avea un real succes. Acolo am fost întrecus de cele 3-4.000 de cetățeni, de maramureșeni, invitați, maramureșeni din Maramureș istoric, maramureșeni din zona Baia Mare, maramureșeni din zona Ucrainei. Cred că îi văd și aici și le mulțumesc că sunt alături de noi și noi suntem alături de voi, așa cum este bine, frații noștri din Maramureș și istoric. Și iată că a ieșit un eveniment care va rămâne peste timp. Mulțumesc că cu atât tuturor celor implicați, urez sărbători frumoase și pace și liniște. Mulțumim și noi, domnule prefect, pentru că am vorbit de partenerii noștri, unul dintre partenerii care nu ne-a încurcat, aș putea spune, a fost Ministerul Transportului prin compania care administrează drumurile naționale și vreau să-i mulțumesc public domnului Dragoș Dica, secretar de stat în Ministerul Transportului, pentru că au înțeles și cei de la CNAIR demersul nostru și nu ne-au solicitat până la urmă toate autorizațiile pe care ar fi trebuit să le obținem pentru a traversa drumurile naționale. Nu știu, nici nu știu dacă am putut să traversăm. Dar asta tot așa, ca și o rețetă a prieteniei pe care o are Maramureșul în diverse entități guvernamentale. Sigur că sunt mulți cei care ne-au sprijinit și ne-au apreciat și au crezut în demersul nostru. Dar o surpriză foarte plăcută am avut-o după ce am plecat din Turda, când după vreo două zile am primit un mesaj pe telefonul mobil de la domnul pe care l-aveți aici lângă noi, domnul Cornel Vana, care este un TikTok renumit. Și după ce am văzut ceea ce s-a întâmplat la Turda, dânsul a gândit într-un fel mai special, așa cum știe doar dânsul, să imortalizeze, dacă vreți, într-un tablou, într-o pictură pe care o aveți expus aici, intrarea noastră în Alba Iulia. Sigur, n-a fost chiar așa intrarea noastră în Alba Iulia, pentru că acolo când am ajuns, unii încercau să ne deturneze de la intenția noastră de a intra în data de 1 în Alba Iulia și am încercat să ne sugereze că nu trebuie să intrăm în Alba Iulia în data de 30. Până la urmă, după dispute, n-a blocat cel mai mult. Din contră. Din contră. Cine a blocat în Alba Iulia? Păi cine a blocat în Alba Iulia? Evident că administrația locală din Alba Iulia. Dar, până la urmă, nici măcar nu ne-au blocat, pentru că am trecut peste toate șicanele care au încercat să ni le facă și noi ne-am văzut de treaba noastră un merit important în intrarea noastră în Alba Iulia, are partenerul meu principal la acest proiect, Pop Sorin Șoricelu. Îi mulțumesc că a fost alături de mine și că este și astăzi alături de noi. Pentru că, la un moment dat, dacă eu, în calitate de conducător al delegației, mi-era destul de greu să forțez mâna autorităților locale, pe principiul că
până la urmă nu mergem să facem reguli noi în Alba Iulia. La un moment dat am spus celor care, cu care dialogam și încercam să-i conving că până la urmă de mine nu mai depinde și totul depinde de cel care coordonează grupul de căruțași și aterajele și acestea la pot sori. Și am zis că el este un om care nu prea înțelege lucrurile astea, că ne-am găsit intrăm în 30 și am pasat, practic, responsabilitatea pe domnul Pop Sorin, care și-a asumat intrarea în Alba Iulia, așa cum ne-am propus-o. Și după ce am intrat în Alba Iulia și-au văzut cei de acolo că nu există pericole, așa cum au crezut și practic ne-au mai făcut încă o ofertă, au pulsat și ne-au invitat să facem o paradă în spatele paradei militare, ceea ce a însemnat foarte mult pentru noi. Dar, să revin la domnul Codervan. Îi mulțumesc pentru intenția și pentru rezultatul pe care îl aveți aici în fața acest tablou. Sper să putem să negociem și să intre în patrimoniul Consiliului Județean acest tablou ca și o mărturie a proiectului nostru estetic. Vă invit să ne transmiteți ceva gânduri colegilor și să ne spuneți cum v-a venit această inspirație sau de ce ați vrut ca dumneavoastră să creați această, pot să-i spun, operă deja. Domnule Manu. Când plâng și dictez, dictez și plâng. Mulțumesc mult! Bună ziua! Se pare că s-a creat o punte între Baia Mare și Turda. Era deschis o expoziție la Turda artistul plastic și fotografic Licean Sărteanu. Și uite, de astăzi eu m-am făcut și cu noroc pentru această creație. Cum s-a născut această creație? S-a făcut în prima zi, a durat 10 zile, nu știu, dumneavoastră tot cam 10 zile ați făcut urmă și s-a până la Alba Iulia. Și timp de 10 zile, vorba dânsului, am plâns și am plâns. Nu, pentru că inima de piatră să fie avut și nu puteai să nu fie emoționat, cu atât mai mult un artist care trebuie să emoționeze la asemenea proiecte. M-am simțit ca și Grigore în 1878, când a fost reporter de război. Sigur că el a lucrat 10 ani la Smărdan, la bătălia de la Smărdan, și am avut 10 zile la dispoziție. În cei 10 ani el a făcut 3 variante bătăliei de la Smărdan, care se găsește în patrimoniul național, în Muzeul Republicii, în Muzeul Național al Republicii. Ce să zic? Vă mulțumesc că sunt alături de dumneavoastră și despre mine, cred că nu se cade să vorbesc prea mult, la vorbit domnul Berbuș, vă mulțumesc încă o dată că la Turda sunt bine primiți și asta mă onorează numai poveriți și vă mai aștept și la Turda să mai mulțumesc. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. În final, dați-mi voie să invit un reprezentant al delegațiilor noștri care au fost Alba Iulia să transmită un cuvânt și mă uit la prietenul nostru și fratele nostru, domnul Vasile Ona Jodu, de la Slatina, venit cu cele mai bune gânduri de român aici și și aici, de fapt, și cu căruțele. Îi mulțumesc că a fost alături de noi și vreau să ne transmită un mesaj. Nu înainte de a felicita pe toți cei care au făcut parte din delegație, începând de la Șișești, Săcălășeni, Mireșul Mare, Ardusat, Târgu Lăpuș, Oncești, Biserica, Slatina, Giulești și toți, Mireșul Mare, toți cei care mi s-au alăturat pe parcurs. Vreau să spun că am plecat cu 7 căruțe și am ajuns să intrăm în Alba Iulia cu 14 căruțe. Am plecat în demersul nostru, am estimat o participare de 100 de persoane ca și delegați și am ajuns să fim în Alba Iulia peste 200. Ceea ce spune mult, nu că n-ar fi mai putut să fie, a fost mulți care mergeau pe lângă căruțe pentru că nu mai puteam să, nu mai întâlneam în căruțe. Jodu, te rog să transmiți un scurt cu prietenul. Vreau să mulțumesc la primul la Consiliul Județean care a aprobat acest proiect și toți prietenilor noi și eroi, dacă zic așa, din căruțe. A zis domnul președinte că efort. Efortul a fost, domnule președinte, 15 ani în plus de viață. Am venit eu.
Este a doua oară când am fost la Alba Iulia cu căruță. Prima a fost în 2003, două căruțe, tot Consiliul Județean Maramureș. Acum am fost mai mulți prieteni și vreau să vă spun că cel mai frumos, cel mai bine, se dede sufletul românului din căruța spre Alba Iulia. Ăsta e adevărat. Mulțumim! Cuvintele domnului Victor, domnul Cornelman, plâng și pictez, pictez și plâng pentru acești brași în față. Mulțumim! Mulțumim și noi. Haideți să nu ne apucăm de plâns, pentru că, până la urmă, este o sărbătoare a bucuriei și, în finalul acestui vernisaj, vreau să îl invit alături de noi pe actorul Claudiu Pintican să ne reintroducă, dacă vreți, în atmosfera aceea a patriotismului pe care am avut-o pe tot parcursul drumului și pe care ar trebui să o avem tot restul vieții noastre, pentru că atunci, cu adevărat, acest popor nu va pieri și, cu adevărat, vom trăi cât tricolorul. Claudiu? Viața asta e bun pierdut când n-o trăiești mai bine. Și acum ar vrea un neam călău să arunce juc în gâtul tău? E rău destul că ne-am născut. Mai vrem și al doilea rău. Din zei ne-am fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori. Totuna e dacă ai murit flăcău, ori moș îngârbovit. Dar nu-i tot una leu să mori, ori câine înlănțuit. Cei ce se luptă murmurând, de s-ar lupta și în primul rând, ei tot atât de buni ne par ca oriși care lași fuga. Murmurul azi și oriși când e plânset în zadar. Iar atăcea și lași toți morții, da, dar cine-i viu să râdă, bunii râd și cad. Să râde, dar ideaz răsat, să fie un hohotit și un chiu din ceruri până în iad. Iar purge sângele în rău, nebiruit e brațul tău când morții în față nu-i tresari și însuți ție un zel îți pari și râzi de ce se tem mai rău dușmanii tăi cei tari. Ei sunt romani. Și ce mai sunt? Nu ei, ci de-a religia în sfânt. S-a morțe cu întreg popor de zei, i-am întrebat ce vor. Și nu le-am dat niciun lor pământ, căci ei au cerul lor. Și acum, bărbați, un fier și un scut. E rău de spun că ne-am născut, dar e frică de război, e liber de a pleca înapoi. Iar cine-i vânzător, vândut, să iasă de noi. Eu nu mai am nimic de spus. Voi brațele și urând le-ați spus pe scut. Puterea este în voi. Și în zei. Dar vă gândiți, eroi, că zeii sunt departe, sus. Dușmanii lângă noi. Dar nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru patule, nu pentru popoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pentru sângele neamului tău scurs prin șanțuri, pentru lacrima, cântecul tău țintuit în piloane, pentru lacrima soarelui tău prins în lanțul. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, nu pentru mânia crâșnită în măsele, ci ca să aduni chiuind pe tăpșane o claie de zări și o cărciulă de stele. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te.
ridică-te, Ioane, așa ca să vei libertatea din ciuturi și în ea să te afunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, ridică-te, Gheorghe, te lanțuri, pe funii, ridică-te, Ioane, pe sfinte, ciolane și sus spre lumina din urma furtunii. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Măicuță dragă, cartea mea găsească-mi te în pace. De aici e vânt și vreme grea și Anton al Anei zace de 4 luni și slab și trasă vesc că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din plânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici, nu șadă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă. Și colo un deal fulgera un plumb simții că vine și n-a un loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum. Și așa socot că nu va trece luna și voi fi venit acasă pe tot, dar vezi. Te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să adun la tine sacul de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi, ciologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la copansat să-l rogi o slujbă să-mi plătească, să-mi citească. Puteri de lume chiar avut de plată, ori mai lasă că o să-i muncesc o zi, oricând la întorsul meu acasă. Pe Nuțu, vi-l lăsase mic, cu creștetul cât masa. O fi acum spre gar voinic și vă răstoarnă casă. Făcutuiați și lui la fel căciulă, cum am vrut-o. Aveam o piele în pod de miel. Doar nu veți fi vântut-o. Nevestei mele, să-i mai spui să-mi cumpere o coasă. Cea veche, nu știu, lui ori lui, o fi acum și roasă de când rugina scurmă în ea. Să văd o dare a Sfântului cum cade iarba în fața mea și îmi bate în plete vântul. Ia, lupte-se cu mietoștii, cu greul și cu soarta, că și noi ne-am mutat aici cu vântul și cu moartea, dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi ne-am ținut de cap și cară după dânsul și am făcut măicuță o vânt, n-am scos de tot din țară, măcar ședea pe sub pământ și nu ieșa pe afară și-am prins și pe împăratul lor, pe Osman, nebiruitul, că îl împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi, ne ținea de semne proști să joace hopa, tropa, că nu putem să batem poși? Dar poate, taica, popa v-a spus de prin gazetul tot. El cum și-a dat ciuncanii? I-aș cumpăra acum să văd, dar nu mai am azi bani. Mă doare în piept, dar nu să țip. Și așa mi-e dor de acasă. Și-aș vrea să plec, dar nu e chip că vodă, nu ne lasă. Dar uite, nu e nu știu cât, o lună chinuită. Și-am să te strâng din nou la piept. Măicuța mea, iubită, așa mi-a spus Ion să-ți scriu. Iubească-ți pământul. Și-am tot stat până a fost viu și-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu. Că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, Căpran Nicolae. Ca să știți, să știți că nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept, nu dor cum dor acele brațe slute care să lupte numai vor. Cât inima în piept îți cântă,
Ce-ți pasă în luptă de un braț rătus? Ce-ți pasă în col de o spadă frântă când te ridici cu un steag mai sus? Învins, nu ești atunci când sânge și nici atunci când ochii lacrimi-ți. Adevăratele înfrânge sunt renunțările la vis. Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne nouă iarăși rostul, dă-ne țara, iar în țară, dă-ne dreptul să ne doară, dă-ne mamă, dă-ne tată, că ni s-au furat odată, dă-ne frate, dă-ne soră, ce din lanțuri te imploră, ci într-o credință nouă, viața noastră, dă-ne-o nouă. Mulțumesc și un mic dar din partea Consiliului Județean pentru Claudiu Pintican, unul dintre acei pentru care ne-am ospinit cu toții să mergem la Alba Iulia, a fost Vasile Lucaciu, corifeu al Marii Unirii, leul de la Șișești. Și iată, după această poezie interpretată cum numai el știe, primește din partea noastră un mic dar, bustul lui Vasile Lucaciu. De altfel, bustul lui Vasile Lucaciu, domnul președinte, o să îl înmâneze și celor care ne-au sprijinit și sunt astăzi aici lângă noi. În primul rând, domnului Cornel Hanna, de la Turda, cel care s-a gândit să ne facă această frumoasă surpriză. Îi mulțumim. Și apoi, acum negociază dacă ne îndonează. Am întrebat dacă putem face schimb. Da. Vrem să oferim acest dar și doamnei manager Ligia Nicle de la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș, cu mulțumirile noastre, pentru că i-ați băgat în priză pe colegii dumneavoastră din celelalte județe. A fost așa. Domnului director al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj-Napoca, mulțumim că v-ați sostenit să veniți astăzi la noi. Și avem și un prieten care este mereu alături de noi, domnul inspector de șef Liviu Grozav, care de asemenea a transmis colegilor din celelalte județe gândul nostru bun. Că mergem, vrem să mergem cu treabă bună, nu se creăm probleme. Așa s-a și întâmplat. Vă mulțumesc tuturor și cred că înainte de a savura aceste ipostaze pe care le-am expus noi, haideți să încheiem în tonul pe care l-am avut timp de 10 zile, cu imnul nostru al Drumului Unirii. Îl invit pe Corin să încerce să cânte a capela, pentru că la noi totul este spontan. Știți, ne-am învățat 10 zile să ne adaptăm, să ne adaptăm la program. Și atunci, haideți să-l invităm pe Corin și noi să-l susținem. O mie nouă.